Suntem în a patra duminică de când am început să studiem cele 10 porunci pentru familie. Încercăm să ne uităm la cele 10 porunci date de Dumnezeu prin Moise, poporul evreu, prin ochelarii familiei, să le aplicăm la viața familiei de fiecare zi. Dacă prima poruncă am intitulat-o O familie sănătoasă își are prioritățile în ordine, îl pune pe Dumnezeu pe primul loc, atunci porunca a doua ne îndemna, dacă vrem să avem o familie sănătoasă, este să ne ferim de falsuri, să ne ferim de chipuri cioplite, de idoli. Porunca a treia ne-a sfătuit să luăm pe Dumnezeu în serios, să nu luăm numele Domnului în deșert, și să-L folosim întotdeauna cu respectul căruia îi se cuvine. E bine, în seara aceasta vom discuta porunca a patra și titlul pe care l-am dat un pic mai ciudat, o să vi se pare la început, dar o să înțelegeți pe urmă, o familie sănătoasă își reîmprospătează relațiile. Pentru că veți vedea că sabatul este dat de Dumnezeu să ne facem din nou mai proaspătă relația noastră cu El. Este o zi sfântă a Lui și familia care respectă sabatul își reîmprospătează relațiile nu numai unul cu celălalt, dar și cu Creatorul ei. Textul îl găsim scris în Exodul, capitolul 20, versetele 8 la 11 și haideți să-l citim și în limba română, l-am auzit în limba engleză. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Mintea noastră de astăzi, din secolul acesta al vitezei, al marilor realizări, nu? Parcă ne îndeamnă să lucrăm tot timpul și ne deranjează faptul că este o zi în care ne oprim din lucrul nostru. De fapt, cel care a dat glas acestei gândiri este Bill Gates, care a spus, printre altele, din punct de vedere al alocației de timp și resurse, religia nu este prea eficientă. Sunt foarte multe lucruri pe care le-aș putea face duminica dimineața, zicea el. Cineva a spus că clasa de mijloc nord-americană se închină muncii, muncește în joacă și se joacă închinându-se. Drept rezultat, semnificația valorilor ei este complet distorsionată. Iată o definiție extraordinară a clasei de mijloc americane, din care, slavă Domnului, facem cu toții parte, nu-i așa? Dumnezeu se pare că are foarte multe de spus în legătură cu porunca aceasta a patra. Mai multe decât despre ucidere, despre adulter, despre furt, nu? Analiștii de astăzi știu că după 40 de ore de muncă pe săptămână, nu mai suntem deloc, nu mai dăm aceeași productivitate. Se petrec greșeli costisitoare, accidente, morala muncitorului scade. Dar oamenii achitiați după lucru, care vor să bage lumea asta în aialaltă, cum le zic eu, care vor să fie cei mai bogați din cimitir, nu? Când, după ce mor, sunt afectați de boli de inimă, de presiune arterială, de moarte prematură, pentru că nu respectă această lege pe care Dumnezeu a creat-o pentru ființa noastră umană. Azi, în lumea noastră industrializată, apare tot mai des oboseala, oboseala fizică, oboseala emoțională, oboseala psihică, oboseala spirituală, dacă vreți.
De aceea, haide să încercăm la început să înțelegem despre ce este vorba, Domnule, ce este sabatul acesta. O definiție a sabatului. În primul rând, descoperim că este cea mai lungă poruncă, nu? Ca text, este cea mai lungă din toată Biblia. Nici porunca aceasta nu este deloc o sugestie, așa cum foarte mulți dintre noi credem. A, bine, asta e din Vechiul Testament, atunci era porunca, astăzi este o sugestie. Nu e rău să te odihnești, da, dacă poți să lucrezi, să faci un ban în plus, why not? Ei bine, vreau să vă spun că nu este deloc o sugestie, este o poruncă la fel de valabilă și astăzi cum a fost valabilă atunci. Este lungă pentru că Dumnezeu nu vrea să o ocolim. Dumnezeu știa mintea evreului. Nu? Evreul, dacă el nu avea voie să lucreze, la prăvălie o trimitea pe nevastă sa. Okay? Și Dumnezeu spune, nici nevastă să nu meargă la lucru. Atunci a trimite pe fiul său. Și Dumnezeu zice, nici pe fiul tău. Da, fiică mea, nici pe fiică ta. Atunci trimitem robii care avem. Nici robii n-au voie să lucreze, spune Domnul. Nici roba, nici robul. Da, străini ăștia, emigranțe care ne vizitează. Nici ăștia n-au voie. Și apoi Dumnezeu spune, nici vitele tale n-au voie să lucreze în ziua de astăzi, în ziua aceasta specială. Este nevoit Dumnezeu să spună toate aceste detalii, să nu cumva să începem să îl păcălim cumva, nu? Să găsim o cale de scurtătură. Ce este totuși sabatul? Cuvântul acesta sabat, în primul rând, este denumit zi de odihnă sau a înceta. Vine de la verbul a înceta. A înceta lucru. Nu mai lucrăm. După 6 zile de lucru, Dumnezeu nu era extenuat. Pentru că dacă Dumnezeu s-ar obosi, n-ar mai fi Dumnezeu. Ci s-a oprit din lucru, stabilind un model pentru noi, stabilind un mod de a ne duce viața asta, stabilind ziua de odihnă. Primele 6 zile, spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu a zis că sunt bune, nu-i așa? În fiecare zi a făcut ceva și a zis, este bun lucrul acesta. Dar ziua a 7-a spune Dumnezeu că ziua aceasta este sfântă, a declarat-o sfântă. Ziua a 7-a este pusă deoparte pentru el. Acum, a doua întrebare naturală ar fi, când se ține sabatul ăsta, Domnule? Nu? Când se ține sabatul? Când ținem sabatul? Vreau să vă spun de la bun început că eu personal cred că sabatul este un principiu și nu o zi anume. Este un principiu. 6 zile lucrăm și a 7-a ne odihnim. Este ziua lui Dumnezeu. În disputele mele cu un bun prieten adventist la Chicago, făceam revista fraților adventiști. Mă înțelegeam foarte bine cu păstorul de la frații adventiști și într-o zi am discutat despre sabat. Și am spus, domnule, eu cred că sabatul este un principiu și nu este o zi anume, o zi specială. Necazul vostru ca sâmbătare este că voi vă legați de această zi. I-am spus, tu știi că noi nu știm nici măcar în ce an ne aflăm astăzi? A recunoscut. Deja există o dispută de 4 ani în problema calculării timpului. Dacă nici măcar nu știm în ce an ne aflăm, atunci cum să știm în ce zi ne aflăm? Ce o să te faci, matale, am spus, dacă o să descoperi la sfârșit că noi am ținut sâmbăta și voi ați ținut vinerea. Nu? Ce se va întâmpla atunci? Sabatul nu este o zi anume, ci este un principiu. 6 lucrăm și una este rezervată pentru Domnul. Știți că musulmanii care vor să fie diferiți de noi toți ceilalți, țin vinerea. Țin vinerea. Evreii țin sâmbăta și frații sâmbătari, probabil. Și cei mai mulți creștini țin duminica. Acum este foarte clar, nu avem niciun verset în Biblie ca să spună că trebuie să ținem duminica. Dar cercetând Noul Testament, găsim o serie de versete în care biserica era adunată în ziua Domnului și duminica a fost declarată ziua Domnului în cinstea
în celebrarea învierii Mântuitorului. Apocalipsa 1:10, de exemplu, vorbește foarte clar despre duminica, prima zi a săptămânii, ca fiind ziua Domnului. De aceea creștinii au ales cea de-a șaptea zi în care să se odihnească, să fie duminica. În timpul regimului comunist, frații noștri sâmbătari aveau foarte mult de suferit pentru că sâmbăta nu era liberă. Știți că de-abia mai târziu ne-au dat-o. Prima dată ne-au dat o sâmbătă pe lună. Pe urmă ne-au dat tot a doua sâmbătă era liberă. Și de-abia pe urmă s-a făcut toate sâmbetele libere. Cei care au trecut prin economia comunistă, știți bine, bieții frații erau băgați la închisoare pentru că nu lucrau în sâmbăta, nu mergeau la lucru. Își vedeau geaburile, erau amendați, unii au fost în închisoare pentru că nu executau serviciu militar sâmbăta, nu ascultau de nimeni sâmbăta, numai de Domnul. Ce s-ar întâmpla cu noi să stabilim că marți este ziua noastră de odihnă, mergeți la lucru mâine și anunțați pe șeful că de marți să nu se aștepte să-i treacă prin cap că veniți la lucru, că voi vă odihniți marți, nu? V-ați încărca în mod artificial cu niște suferințe inutile. Culmea ar fi să vă simțiți și martiri după chestia asta, nu? Persecutați. Păi dacă toată lumea sărbătorește și este liberă a șaptea zi, nu? Haideți să respectăm și noi, să nu fim în contradicție cu lumea în care noi trăim. Dar trăim într-o lume binecuvântată, că ne dea și sâmbăta. N-ar fi bine să ținem și sâmbăta și duminica? Super, avem două zile în care putem să ținem și sabatul ca evrei, nu? Dar să dăm și Domnului duminica, ziua Domnului, și să venim la biserică și să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa spuneam, sabatul nu este legat de o zi, ci este un principiu. Iată ce spune Pavel în Romani, capitolul 14, versetele 5 și 6. Și aș vrea să fiți foarte atenți. Unul socotește o zi mai presus de alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui, cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu o face deosebire între zile pentru Domnul nu o face. Deci, cu alte cuvinte, spune Pavel, nu vă certați în legătură că o zi mai specială decât alealte. Okay? Nu asta este important. Problema celor ce țin o zi anume este că ei sacrifică principiul în sine pentru o anumită zi din săptămână, despre care, așa cum spuneam înainte, s-ar putea să fie o altă zi decât credem noi că este. De ce este nevoie de sabat? De ce este nevoie totuși de sabat? Pentru că sabatul este soluția lui Dumnezeu pentru epuizarea noastră fizică, emoțională, pentru burnout. Ați auzit de burnout? Arz, ca o lumânare. Unii oameni trăiesc așa ca o lumânare aprinsă la ambele capete, nu? Foarte repede se termină. Și avem nevoie de pauza asta. Așa ne-a făcut Dumnezeu pe noi, să ne refacem energiile. Este pentru recrearea noastră, recreația noastră, revenirea la parametrii inițiali ai creației. Spunea foarte clar Domnul Iisus Hristos, sabatul a fost făcut pentru om, nu omul a fost făcut pentru sabat. Dumnezeu a făcut special această zi pentru noi, pentru nevoile noastre, și nu noi am fost creați pentru această zi specială. Pentru evrei, ziua aceasta era așa de specială încât credeau că ea este mai importantă decât oamenii. Întotdeauna când noi credem că regulile sunt mai importante decât oamenii, suntem greșiți de fiecare dată. Oamenii sunt mai importanți decât regulile. Și Domnul Iisus Hristos, ori de câte ori a putut să calce sabatul, a călcat, dacă vreți, de dragul oamenilor. Era un om cu mâna uscată în sinagogă
Și toți erau cu ochii pe Mântuitorul să vadă, îl vindecă în ziua sabatului sau nu, calcă sabatul sau nu-l calcă. Și l-a călcat. Cineva spunea că Domnul de-abia aștepta să-i provoace pe farisei din timpul acela, să-i calce pe nervi și să le dea câte o lecție foarte importantă. Spuneam, da, voi când vă cade boul într-o groapă, nu? Mergeți repede și îl scoateți de acolo și nu vă pasă că e sabat, nu-i așa? Dar femeia aceasta, omul acesta, este un copil al lui Dumnezeu, este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce este mai important, domnule? Oamenii sau sabatul? Cine a fost făcut pentru cine? Și toți au spus, sabatul a fost făcut pentru om. Omul este mai important decât această regulă. Timp de 6 zile să-ți faci lucrul tău, dar în a 7-a zi să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. Știți că Dumnezeu se gândește și la animale? Se gândește și la vitele noastre de la jug. Și ele trebuie să aibă o zi de odihnă. Știți că Dumnezeu se gândește și la pământul pe care noi îl exploatăm și lucrăm și pământul îi dă odihnă. Odată la 7 ani era poruncă să nu-l cultivăm. E, da, asta n-au mai vrut să țină evreii și într-o zi Dumnezeu a zis destul. 70 de ani veți merge în robia babiloniană până să se odihnească pământul pe care l-ați exploatat fără milă. 70 de sabate, 70 de asemenea ani în care trebuia să dați odihnă pământului au trecut și nu i-ați dat odihnă. L-ați muncit în fiecare an. Și a trimis în robia babiloniană și unul dintre motive era exact ăsta. N-au respectat sabatul pământului. Grija lui Dumnezeu este și pentru pământ, pentru oameni, pentru robi, pentru roabe, pentru străini, pentru animale. Sabatul este modul de a ne descoperi funcțiunile noastre, a legile după care ne-a creat Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Cred că ați văzut filme din acelea cu primele încercări de a zbura oamenilor, nu? Pe mine mă distrează grozav, tot felul de aparate, aripi, săreau din turnuri, săraci, rupeau gâtul, tot felul de încercări de genul ăsta. E comic. Ei, până când frații Wright, în 17 decembrie 1903, studiind legea principiului Bernoulli de scurgere a fluidelor, au descoperit o lege prin care au zburat pentru prima dată. Au descoperit că se poate zbura dacă cunoști legea pe care a făcut-o Dumnezeu în natură. Știți că Dumnezeu când ne-a creat pe noi, ne-a pus niște legi după care funcționăm. Sabatul nu este decât să respectăm legile astea. Cum nu le respectăm, avem de suferit. Am mai spus treaba asta, m-a avut un prieten care tot s-a lăudat, că n-a fost în concediu de 10 ani niciodată și eu așa gură rea cum mai sunt, am zis, mă, tencă, o să le faci toate deodată. Și le-a făcut toate deodată la spital. S-ar putea să zaci pe patul unui spital și să socotești zilele câte sabate n-ai ținut. Și ai lucrat. Că vrei să bagi lumea asta în aia la altă, nu? Vrei să fii cel mai bogat din cimitir. O să stai pe patul unui spital și o să te odihnești acolo, că nu te-ai odihnit atunci când trebuia. Păzirea sabatului, vreau să spun câteva lucruri. Timpul nostru se împarte în două părți. Este timpul cronos, timpul guvernat de ceasurile noastre, nu? Ne uităm la ceas tot timpul, ceasul vorbește despre cantitatea de timp și asta este cronos. Dar există un alt termen, kairos,
care vorbește despre calitatea timpului. Știți că sabatul este un kairos, momente pe care n-ar trebui să le pierdem niciodată. Ele sunt momente de întâlnire cu Creatorul. O ilustrație extraordinară este ceea ce s-a întâmplat după învierea Mântuitorului. Toți ucenicii sunt împreună, în afară de unul, de Toma. Unul lipsește. Toți au parte de un kairos, de un moment unic, irepetabil. Hristos vine și se întâlnește, El este viu, viu în vecii vecilor, se întâlnește cu ucenicii Săi. Unul lipsește. Avea ceva de făcut, Domnule, nu? Ceva de reparat la casă, tăiat ceva landscaping, hai de nu ce? Dar nu participă. Întotdeauna, atunci când nu suntem prezenți, nu suntem prezenți la o întâlnire cu Domnul. Nu suntem prezenți la un kairos, la un moment special, de un timp de calitate când Domnul cercetează pe poporul Său. Când Domnul a venit în cercetarea Ierusalimului, plânge pentru cetatea aceasta și spune: n-ai cunoscut ziua cercetării tale. Sabatul face din parte din acest proiect divin. Viața noastră este o călătorie, nu o destinație. Și sabatul face parte exact din planul ăsta de călătorie. 6 zile călătorești, a 7-a te odihnești. Dacă nu respecti asta, nu ajungi la capăt unde trebuie. Mor înainte de vreme. Haideți să vedem cum ar trebui sau ce ar trebui să conțină sabatul meu. Ce ar trebui să conțină o zi de sabat? Afirmația numărul 1 este: folosește-ți sabatul pentru odihna trupului tău. Folosește sabatul pentru odihna trupului tău. Acum, noi avem mai multe versete biblice așa favorite din Sfânta Scriptură. Unul este din Psalmul 127 și este versetul 2. Wow, ce ne place nou versetul ăsta! Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, că prea iubiților lui le dă pâine ca în somn. Wow! Am avut dificultăți cu versetul ăsta dintotdeauna, pentru că seamănă că încurajează lenea, nu? Nu trebuie să te chinui, nu trebuie să te cuști târziu, nu trebuie să faci nimic, că dacă te iubește Domnul, o franzele la cap dimineața când te trezești, proaspătă și numai bună de mâncat. E un verset care mie mi-a dat foarte multe semne de întrebare. E bine, l-am studiat în original, m-am dus în traducerile românești mai vechi, și am aflat că versetul ăsta spune complet altceva. Iată ce spune în traducerea, de exemplu, a Bibliei Fidela. Este deștept pentru voi să vă sculați de vreme, este în deșert pentru voi să vă sculați de vreme, a sta până târziu, a mânca pâinea întristărilor, pentru că El dă somn prea iubitului Său. Asta mai face sens, nu-i așa? Iată ce spune o traducere a preotului Anania, Biblia Anania: zadarnic vă sculați de dimineață, voi ce mâncați pâinea durerii, culcați-vă după ce v-ați odihnit, atunci când El le-a dat iubiților Săi somnul. Știți ce spune cuvântul ăsta? E ok să te scoți de dimineață și să muncești până târziu în câștigarea pâinii cu durere pe lumea asta, dar dacă Domnul te iubește, îți dă un somn bun după asta. Poți să dormi bine după asta. Uitați-vă în alte limbi, în limba engleză, și veți vedea că este exact aceeași idee. Domnul nu dă pâine prin somn nimănui, ci dă somn celuia care își rupe oasele să-și câștige pâinea. Asta vrea să spună cuvântul ăsta al lui Dumnezeu. În Eclesiastul 10 cu 15 găsim un
o formulare excelentă. Biblia regelui Carol, de exemplu, spune așa: munca nebunului îl istovește că nu mai știe pe ce drum să se ducă în cetate. Când te apucă nebuneala muncii și muncești peste măsură, așa, te istovești și nu-ți mai găsești drumul acasă, nu mai știi să ajungi acasă. Un proverb indian spune că un arc încordat mereu se va rupe foarte curând. N-ați auzit oameni, și mai ales soțiile noastre, spunând: mă simt vinovată să stau. Nu? Să simt vinovate să stea. Ele trebuie să facă ceva. Nu? Să scoală cu noaptea în cap, să culcă foarte târziu, să simt obligate să facă ceva, să simt vinovate că stau câtva timp. Vreau să vă zic că lipsa de odihnă este dovada imaturității. Știți de ce copiii nu vor să meargă la culcare? Pentru că nu-s maturi. Nu? Nu-s maturi. Nu vor să se culce. E, noi ăștia care suntem maturi, nu așteptăm două invitații. Nu? Că știm bine că trebuie să ne odihnim, știm bine că trebuie să ne refacem energiile, știm bine regula. Lipsa de maturitate a copiilor, nu, ei vor să stea toată pică pe o sofă, pe un carpet, cine știe pe unde, pentru că el nu vrea să respecte legea aceasta. Neodihna, nerespectarea poruncii acestea a lui Dumnezeu, duce la oboseala trupului. Ziua aceasta este să-ți odihnești trupul. Să-ți odihnești trupul. Suntem binecuvântați de Dumnezeu să avem și sâmbăta liberă. Eu aș zice, decideți că sâmbăta este pentru odihna trupului. Dormiți până mai târziu, ok? În loc să dormiți duminică dimineața, mai bine dormiți sâmbătă dimineața, nu? N-ar fi mai cinstit? Ne-a dat Domnul două zile. N-ar fi cazul să le folosim mai judicios? E, frate, dar nu se doarme bine ca duminica dimineața niciodată, nu așa? Știți cum tot mama zicea: scoală-te și du-te la biserică. Nu mă duc, zice, spune-mi un motiv serios pentru care să merg la biserică. Ești pastorul bisericii, trebuie să mergi. Doi, folosește sabatul pentru reîncărcarea ta emoțională. Pentru reîncărcarea ta emoțională. Știți că Revoluția franceză, apropo, francezii care sărace trec prin tragedia ce s-a întâmplat la ei, ei au dat lumii niște idei foarte tâmpite. Una dintre ele este Revoluția franceză, nu? Egalité, fraternité, liberté, libertate, fraternitate și egalitate. Sună grozav de bine, dar este foarte fals. Între oamenii inegali nu poate exista egalitate, este foarte clar. Bine, când au făcut Revoluția franceză, au desfințat duminica, domnule. Ce? Nimic, 7 zile, toate lucrătoare. I-au declarat toate lucrătoare pe toate. Toată lumea la lucru. Au rezistat vreo 6 luni. Producția a scăzut, populația s-a îmbolnăvit, s-au umplut toate spitalele și imediat au reintrodus duminica ca și zi de odihnă. După 6 luni de zile s-au pocăit de chestia asta. Avem nevoie de o reîncărcare cu emoții pozitive. Avem nevoie de încurajare. Avem nevoie de inspirație. Ai nevoie de un timp de liniște. De un timp de liniște. E așa un vacarm în jurul nostru. Așa o gălăgie îngrozitoare. Și ne-am obișnuit cu ea. Zicea cineva, nu pot dormi dacă nu merge televizorul. Sick people. Bolnav deja. Zice, dacă se oprește, nevastă mea se duce și oprește televizorul în timp ce eu dorm, mă scol. Îl scoală liniștea, domnule, nu? Îl scoală liniștea. Eu crescând la țară,
am crescut cu foarte, foarte multă liniște. Când m-am dus la facultate și am intrat într-un cămin studențesc, în vacarmul acela îngrozitor, am crezut că nebunesc, am bătut pe câțiva în primele zile. Era un nenorocit cu niște șlapi de lemn pe care, cu care bocănea de-a lungul unui coridor până la baie. I-am tras o bătaie zdravănă la ala și am aruncat pe geam pantofii. Noi așa de tare ne-am obișnuit însă cu vacarmul și cu zgomotul, că nu mai suportăm liniștea. Nu mai suportăm liniștea. Nu mai putem merge în mașinile noastre dacă nu merge radio, nu? Ia încercat să-l opriți și să cântați voi. Nu? Dacă nu poți dormi noaptea, te trezești noaptea, te duci și aprinzi televizorul. Culmea. Știți de ce? Spun unii oameni că ne se frică să rămânem singuri cu noi înșine. Să nu care cumva să auzim ce gândim. Să nu care cumva să ne auzim conștiința mustrându-ne. Dăm drumul la televizor, facem larmă. Trăim într-un vacarm. Ai nevoie de liniște. El mă duce la pășun verzi și la ape de odihnă, spunea Psalmul 23. Căci așa vorbește Domnul Sfântul Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în credere va fi tăria voastră. Dar n-ați voit, zice Domnul, dar n-ați voit. Exemplul Domnului Iisus este extraordinar. I-a văzut pe ucenici, cum arătau, obosiți, i-a luat deoparte. Și în Marcu 6:31 spune, Iisus le-a zis, veniți singur la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. I-a văzut obosiți, i-a văzut extenuați. Ok? Știi că ai nevoie de puțină liniște? Rogă pe cineva să aibă grijă de copii, măcar câteva ore, să ai liniște. Stinge toate aparatele de prin casă. Ai nevoie de o zi în care să faci liniște, liniște în sufletul tău. Ai nevoie de un timp de liniște. În Psalmul 46, versetul 10, Dumnezeu spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Știți? Formularea este calm down, calmează-te, liniștește-te, potolește-te. Stai liniștit, că eu sunt Dumnezeu și conduc lumea asta. Ce te agiți atât de mult? Include apoi timp pentru familia ta. Include timp pentru familia ta în perioada aceasta. Adună-i pe cei dragi ai tăi, este o zi a sabatului în care trebuie să-ți reînnoiești relațiile cu familia ta, cu ai tăi. În Eclesiastul 9:9, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și ascultați bine bărbaților, când a fost în Israel, ghidul nostru, Charlie, ne-a explicat ce înseamnă sabatul. Shabbat, shalom. Pacea sabatului. În ziua de sabat, bărbații vin acasă cu un buchet de flori și spun Shabbat shalom soției lor. Și aplică versetul ăsta, gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. În Proverbe 14:30 spune, o inimă liniștită este viața trupului. O atitudine relaxantă în mijlocul familiei tale îți prelungește viața. Hotărăște ca ziua aceasta, în ziua asta de sabat, ziua Domnului, să fii mai bun cu copiii, să fii mai drăguț cu ei, mai îngăduitor. Să știe și ei că este ziua lui Dumnezeu astăzi.
Și apoi, vedeți, în America am auzit că părinții petrec cam 17 ore pe săptămână cu copiii. Părinții aia de treabă, care au grijă de copii, 17 ore pe săptămână. Copiii sunt în grijă a grădinițelor, a educatoarelor, a profesorului de la școală și, cel mai rău, în grijă a televizorului, în grijă actorilor de la Hollywood. Și apoi ne mirăm ce cresc. Ne mirăm că de ce au ieșit cum au ieșit. Pentru că ne-am ocupat 17 ore pe săptămână de ei și restul timpului s-a ocupat altcineva de ei. Părinții duși la biserică cu părinții, copiii duși la biserică cu părinții, sunt protejați de corupția care are loc în distracțiile nesăbuite ale copiilor. Eu, dacă am motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții mei, unul dintre aceste motive este că ziua Domnului a fost o zi absolut sfântă. Câteodată mă făceam că sunt bolnav. Zice, vin la biserică că te vindecă Domnul. Chestia asta n-am mai încercat-o, că m-am încercat. Dacă eram trist sau necăjit, vii la biserică, o să te înveselești. Deci, biserica era soluția pentru toate lucrurile. Nu aveam nicio șansă, absolut nicio șansă. Vrând nevrând, m-au dus la biserică, în fiecare duminică. Uram biserica, uram tot ce este acolo. Dar vreau să spun ceva. Mi-a intrat în suflet. Am învățat toate cântările. În anii în care n-am cântat niciodată. Venea mama plângând de la biserică, zice, mă Petre, toți cântă, numai tu nu cânți. Eu aveam un roman ascuns, așa mă ascundeam după un stâlp și citeam un roman în timp ce cântau ăștia. Dar mi-au intrat în suflet toate cântările de la biserică. Mi-a intrat în suflet că duminica trebuie să merg la biserică. Știți că mă simt extrem de vinovat. Sunt undeva, cine știe, în vreun concediu și nu găsesc biserică. Și mă simt vinovat că în ziua aia nu mă duc la biserică. Este în sângele meu lucrul ăsta. Include apoi timp pentru părtășie cu alții în sabatul tău. Folosește sabatul pentru refacerea ta emoțională, pentru legătura ta cu alții. Include timp de părtășie și cu alții. Versetul acesta ar trebui să-l învățăm pe de rost. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Avem nevoie unii de alții. Noi nu putem fi creștini de unul singur. Nu putem fi niște creștini singuratici. Biserica este un trup, este trupul lui Hristos. Cuvântul împreună îl găsiți de 31 de ori numai în Faptele Apostolilor. Împreună, erau împreună, toți împreună, se rugau împreună, luau masa împreună. Erau împreună, de 31 de ori în Faptele Apostolilor. Eu cred că râsul este un bun medicament, dar cel mai bun medicament care poate exista în lumea asta, mai ales pentru singurătate, este prietenia cuiva. Dacă îmi spui că n-ai prieteni, înseamnă că nu vii la biserică. Fă-ți, vină la biserică și fă-ți prieteni. Stabilește relații cu frații tăi în credință. Nu fii de unul singur. Nu fii de unul singur. Apoi, folosește sabatul pentru refocalizarea ta spirituală. Prin închinarea noastră ne refocalizăm spre ceea ce este cel mai important în viața noastră, Dumnezeu. În Psalmul 95:6 spune, veniți să ne închinăm și să ne smerim și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. În Marcu 8, versetele 36-37, cuvântul lui Dumnezeu își spune așa, și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Părinți, nu îi putem învăța pe copii valorile adevărate ale vieții stând acasă.
sau ținându-le lecții. Îi vom învăța prin modelul personal, prin ce am făcut noi. Prin asta o să învățăm. Într-o zi o să plângeți copiii voștri și nu vin la biserică. Pentru că voi nu v-ați dus la biserică când erau mici. Duminica asta ați fost la picnic, duminica aia la pescuit, duminica aia altă nu știu la ce meci. Și uite așa au trecut lunile. Oh, v-ați ocupat de copii? Sigur că da. Ia, i-ați învățat cu lumea. I-ați învățat cu distracțiile. I-ați învățat că sabatul este să te distrezi. Ne odihnim, petrecem timp de calitate cu familie. Yes, departe de Dumnezeu, departe de Scripturi, departe de alea sfinte. Și într-o zi o să vii la biserică să ne rugăm pentru el, care deja 16 ani are mașină și nu mai știu pe unde umblă. Cine l-a învățat asta, Domnule? Biserica? Nu, tu. Tu l-ai învățat. Când ne-am ocupat. Sigur că da, te-ai ocupat de ei. Ai fost tot timpul pe coclaur cu ei. Te-ai dus oriunde cu ei în afară, înaintea lui Dumnezeu cu ei. Okay? Ce s-ar fi întâmplat să spună lui tata duminica asta, hai să mergem la pescuit. O, man, ce pescuială mi-ar fi tras el mie. Aoleu! Acum îi ducem la vânătoare duminica, nu? Învățăm să o omoare. Pe Bambi. În al doilea rând, săbatul definește ceea ce este mai important, munca sau închinarea. Duminică se vede ce este mai important pentru viața ta, munca sau închinarea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că alegi, alegi. Știți că sunt oameni care spun, Domnule, indiferent ce îmi dai, la duminică este ziua Domnului, poți să mă plătești de 3 ori mai mult, I don't care, asta e ziua lui Dumnezeu, mă duc să mă închin și închinarea înaintea lui Dumnezeu e mult mai importantă decât orice. Nu contează, aia e duminica. Câștigi mai mult. Sacrifici închinarea de dragul muncii tale, pentru că tu te închini la munca ta. Într-o carte foarte importantă, se cheamă cartea lui Leslie Flynn, spunea, dacă ai 35 de ani, mai ai 500 de zile de trăit. Este cineva de 35 de ani pe aici? Aproape? Okay. Mai ai 500 de zile de trăit. După ce scazi, timpul de lucru, timpul de dormit, timpul de mâncat, de igienă, de călătorie, probleme medicale, după ce scazi toți hoții de timp care îți fură timpul, televizorul, iPad-ul, iPhone-ul, ai nu știu ce, așa, îți mai rămân 500 de zile să le petreci cum vrei tu. 500 de zile să le petreci cum vrei tu. Okay? Nu-ți confunda viața cu munca. Pe patul morții nu este niciun om care ar fi spus, o, să mai pot petrece câteva zile la birou. O, să mai pot eu bate câteva plăci de drywall. Aoleu. Toată lumea a spune, o, dar aș mai putea petrece cu copiii mei câteva zile, nu? O, dacă m-aș mai putea duce eu la casa lui Dumnezeu. O, dacă aș mai auzi o predică. O, dacă m-aș mai putea eu cânta cum cântam altă dată. Așa spun oamenii. That's in English now. If you win a rat race, you are still a rat. Hey, you know that? Dacă câștigi o cursă de șobolani, tot șobolan rămâi. Hey? Hai, spune serios, cui folosește să fii cel mai bogat din cimitir? Cui folosește? Să fie impresionați vecinii de
monumente, o să crească iarba mai tare pe mormântul tău decât pe altuia. Renoiește-ți relația ta cu Dumnezeu. Renoiește-ți relația ta cu Dumnezeu on the regular basis. Tot la 7 zile, renoiește-o din nou, mai proaspătă, mai aproape de Domnul, cu fiecare sabat. Vino în fiecare a 7-a zi și aruncă asupra Lui îngrijorările tale. El singurul este cel care poate să-ți dea viață din belșug. Nu lăsa să treacă ziua de odihnă fără să-L inviți pe Domnul, fără să îl vizitezi pe Domnul. În concluzie, aș fi vrut să spun mai multe lucruri în această seară, dar timpul a trecut. Vreau să vă citesc numai câteva cuvinte pe care le-a spus Steve Jobs. Steve Jobs este omul care a inventat iPhone-ul, iPad-ul, tot ce aveți noi prin cai electronice, prin casele noastre. A murit înainte de vreme, faimos și bogat. Am găsit recent câteva lucruri care le-a scris înainte de a muri. Am ajuns pe culmele succesului în lumea afacerilor. În ochii tuturor, viața mea este un simbol al succesului. Cu toate acestea, în afară de munca mea, nu am prea multe alte motive de bucurie. În final, averea este doar o felie din viața cu care sunt acomodat și obișnuit. În această clipă, zăcând pe patul de spital, filmul vieții mele mi se perinde prin fața ochilor. Realizez că toată recunoașterea, laudele, bogățiile de care m-am bucurat au pălit, au devenit fără sens în fața apropiatei morți. În întunericul camerei mă uit la luminile verzi de la aparatele care mă țin în viață, aud sunetele mecanice, sacadate, făcute de ele și simt respirația zeului morții apropiindu-se. Acum, când am făcut bani cât pentru 3 generații, ar trebui să ne concentrăm spre alte aspecte ale vieții care n-au legătură cu partea financiară. Trebuie să fie ceva mai important decât atât, să fie relațiile, să fie arta, să fie un vis neîmplinit din tinerețe. Fuga non-stop după bani transformă o persoană, cât de normal ar fi ea, într-o ciudățenie asemenea mie. Dumnezeu ne-a lăsat simțurile ca să recepționăm dragostea, sentimentele celor din jur și nu iluziile false aduse de averi. Toți banii, toate proprietățile și investițiile din viața mea nu le pot lua cu mine în mormânt. Tot ceea ce pot lua sunt amintirile scaldate în iubire, în iubirea dată și primită. Acestea sunt adevărate bogății care te vor urma, te vor însoți mereu, dându-ți putere și lumină, care sunt necesare să mergi mai departe. Dragostea nu cunoaște distanță, viața nu are limite, mergi unde vrei să mergi. Atingi vârfurile pe care vrei să le atingi, totul se bazează pe 2 lucruri, inima, mâinile tale, atât. Poți să angajezi pe cineva să conducă mașina în locul tău, să producă bani pentru tine, dar nu poți plăti pe cineva să îndure boala în locul tău. Lucrurile materiale pierdute mai pot fi recuperate, dar e un lucru care nu poate fi recuperat odată pierdut, viața. Când o persoană intră în sala de operație, va realiza că există o carte pe care nu a terminat-o de citit. Cartea trăitului sănătos. Indiferent de etapa vieții în care ne aflăm acum, odată cu trecerea timpului, ne vom confrunta cu ziua în care cortina va cădea peste noi. Pune preț pe dragoste pentru familia ta, iubește-ți consoarta, iubește-ți prietenii, poartă-te bine cu tine, prețuiește pe ceilalți. Sunt cuvintele un om care a avut absolut tot ce a vrut. Okay? În cartea trăitului sănătos, Dumnezeu a pus un timp special care se cheamă sabat, ziua lui Dumnezeu. Respectă-l. Poți să respecti toate dietele din lume,
poți să devii vegetarian, vegan, tot felul de denumiri din asta. Poți să mănânci numai pastile, poți să te hrănești cu, eu știu, ce vrei. Dar dacă nu respecti legea prin care Dumnezeu te-a creat pe tine, o să ai de suferit. Din concluziile mele, aș vrea numai un singur lucru să spun în încheiere. Adu-ți aminte de moștenirea lăsată de părinții tăi. Doamne ferește să fi lucrat ceva bunica duminica. Facea sarmalele de sâmbătă, cocea pâinea de sâmbătă. Duminica nu se face absolut niciun lucru în casa noastră, că era ziua lui Dumnezeu, era ziua de odihnă. Noi le facem pe toate astăzi, nu-i așa? Ce-ar fi să ne aducem aminte puțin de moștenirea care ne-au lăsat-o părinții? Pentru că probabil au știut niște lucruri mai puține, dar mai bune decât noi și s-au ținut de ele, s-au ținut până la capăt. Ziua lui Dumnezeu este o zi pentru reînnoirea relațiilor tale cu tine însuți, cu familia ta, cu semenii tăi și mai ales cu Dumnezeu. Reîmprospătează-ți aceste relații tot la 7 zile, pentru că dacă vrei să ai o familie sănătoasă, ai nevoie de așa ceva. Și Domnul să ne ajute, amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm Domnului pentru cei care de obicei uită și părăsesc adunarea și au deja un obicei cu treaba asta. Hai să ne rugăm Domnului pentru ei. Să ne deschidem Domnul mintea să... Eu cred că am avea bisericile pline în fiecare duminică, dacă ne-am aduce aminte de ziua sabatului. Dar e mai importantă munca, mai importantă odihnă, mai importantă distracție, mai importante alte lucruri decât ziua lui Dumnezeu. Și trebuie să revenim la legea lui Dumnezeu, pentru că dacă nu o respectăm, vom avea de suferit. Să ne rugăm Domnului.